Bună dimineața, copii! Astăzi, pentru activitatea matematică, trebuie să rezolvăm o provocare. Iepurașul Iepurilă are o grămadă cu 3 morcovi și el dorește să o împartă cu un prieten, dar nu știe cum să procedeze, așa că ne roagă pe noi să încercăm să-i spunem în câte moduri poate să împartă cei 3 morcovi pe care îi are. Ce ziceți? Îl ajutăm? Păi, haide să vedem. Pentru a rezolva această provocare, avem nevoie de 3 farfurioare, una în care vom pune cei 3 morcovi și cele 2 farfurii cu grupele pe care le vom forma, cifra 3 scrisă pe un cartonaș și iarăși 4 cartonașe cu cifra 3, 1, 2 și 0. Hai să vedem. Sunteți gata? Înainte să începem, haideți să ne întindem puțin mânuțele în față, să le rotim. Bun, să scuturăm bine, 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 bine de tot degețelele. Bun, haideți să vedem. Ce vom face? Păi, uite, eu propun prima variantă. Dacă pun un morcov pentru iepuraș, prima farfurie, haideți să zicem că este farfuria iepurașului. Da? Câți morcovi mai rămân pentru prietenul său? Hai să-i numărăm. 1, 2. Și punem aici și asociem cartonașul care ne arată câți morcovi sunt. Deci, prima variantă ar fi să ia el un morcov și prietenului său să-i dea 2. Ia să vedem. Mai avem și alte variante? Eu cred că da. Haideți să vedem acum dacă iepurașul nostru ar lua el 2 morcovi. Nu uităm să asociem întotdeauna jetonul corespunzător. Da? Câți morcovi mai rămân pentru prietenul său? Așa este, unul singur. Deci o altă variantă în care putem împărți grupa de 3 morcovi este 2 și 1. Și dacă ne amintim puțin că prima dată am avut 1 și 2, de data aceasta este inversul împărțirii, modului de împărțire de prima dată. Bun! Reținem. 2 și 1. Punem morcovii la loc, luăm jetoanele și ne gândim la următorul mod. Ia să vedem. Oare cum mai poate el să împartă cei 3 morcovi? Poi, ar putea, de exemplu, să ia el 3 morcovi și atunci ce se întâmplă? Pentru prietenul său, câți morcovi rămân dacă el ia 3? Așa este, nu mai rămâne niciun morcov, adică 0. O altă variantă ar fi să păstreze el toți morcovii și prietenului său să nu-i dea niciunul. Ce zice despre această variantă? Este una corectă? Voi cu care sunteți de acord? Să împărțiți sau să luați voi totul? Eu sunt sigură că sunteți de acord cu varianta în care veți împărți. Ei, și ia să vedem. Ultima variantă în care ar putea să procedeze iepurașul nostru este să nu ia pentru el niciun morcov, adică 0, și pentru prietenul său să dea toți morcovii. Și atunci cealaltă variantă în care îl putem descompune pe 3 este 0 și 3. Haideți să ne amintim care erau variantele în care putem descompune cifra 3. Vă mai aduceți aminte care era prima? Păi odată putem descompune în 1 și 2. Apoi, o altă variantă în 2 și 1. Da, corect. A treia variantă în 3 și 0. Sau invers, în 0 și 3. Sunt 4 modalități în care putem să împărțim grupa de 3 morcovi. Care dintre cele 4 variante prezentate
este modalitatea pe care voi ați prefera să o alegeți. Aștept să primesc răspunsurile voastre în filmări sau în poze pe Classroom. O zi frumoasă!